раз, так. Greu de găsit. Să vezi tu ce o să fie în pădure asta aici, haos. Nici nu vreau să mă gândesc. Ventileze și ea cât de cât, nu? Mai dacă... afară, la zăpadă! Că nu mai are ventilație mașina deloc, să vă spun. Unde mergem, Filip? Bă, mă bucur că am găsit un drum mai cunoscut, cât de cât, sper. Mai rău că ai dar lui nici că e tot rasiu, că aici o bate vânt, toată curtea o lasă liberă și o bagă aici. Stai un pic. Cum aș putea să plec? Adică și dacă vreau. Bine ați venit la Stax TV, materialul extra despre Stadium Jackson Tour Winter Fun. Nu știu cât e ceasul, 6 probabil. Suntem, mai avem undeva la 20 de kilometri din prima zi de făcut. Din păcate autoritățile, firea, nu a reușit să dezăpezească drumul. Așa că avem voluntari în toată țara. Avem pe Filip. Salut, Filip. Salut. Cum e viața la lopată? Călduroasă. Călduroasă, te încălzești? Da. Atmosfera îți place? Oarecum, e liniște. E măcar liniște, dar fii atent, tu vezi ce mai e în față de dat la lopată? Da, vrei să te ajut? Ia, vrei să te încălzești un pic? Să mă încălzești și eu un pic. Da. La lopată, frate. Nu ți-a plăcut cartea? Da, știi? Eu v-am mai zis din experiența mea proprie și personală. E distractiv când rămâi, știi? La început. Te distrezi, filmezi, dai la lopată, ha-ha-ha, hi-hi-hi. Cel mai nasol e după ce treci o oră, oră jumate de muncă și tu tot n-ai ieșit de aici. Înțelegi? De ce vă ocupați în afară de peste date emisiuni? La drumuri și poduri. Drumuri și poduri. Când e un drum forestier acoperit de zăpadă, eu sunt trimis. Am un amarok de 50.000, plătit de statul român. Și sunt trimise să dezăpezesc, înțelegi? Pentru că noi suntem mai tari ca elvețienii, frate. Noi dezăpezim drumurile forestiere, frate. Înțelegi? Dar atenție! A nins aseară. Deci nu dezăpezim așa după... La 24 de ore suntem în acțiune, frate. Da, mă,
Îl dau la asfalt, la negru. Ia uite. Îl fac țiplă, mă, impecabil. Ești nebun? Îl și marchez când termin. Finalul zilei 2 în care încercăm să facem traseul pentru un tur interfan. Se termină aici la orele 13 și 14 minute. N-am mai putut, am lopețit, am terminat, mașina a mers extraordinar. Am avut de cai, ne-a ajutat extraordinar în expediție. Ghinionul a fost că am venit la câteva ore după ce a fost o ninsoare puternică aici în zonă și a bătut vântul foarte, foarte tare. Nu am putut trece mai departe pentru că zăpada a fost viscolită, am lopețit cât am putut, dar atât a fost, cum ați văzut și pe film. Ne întoarcem cu evenimentul.